O nouă serie de partide în cadrul celei de-a noua ediție a Cupei Municipiului Reghin la fotbal copii. Sâmbătă 27 și duminică 28 februarie sunt programate turneele categoriilor de vârstă născuți în 2002, 2003 și 2006. Organizatori sunt cluburile sportive din zonă, iar la Reghin în acest sfârșit de săptămână au venit peste 30 de echipe. Meciurile se joacă pe terenurile bazei sportive din strada Iernuțeni, dar și la Morăreni. Pe terenul sintetic de dimensiuni 60x40 se desfășoară meciurile la categoria 2002. Aici avem 9 echipe, două grupe, deci o grupă de 5 și una de 4. Se joacă sistemul plus 1 cu regulamentul offside în careu. Pe terenurile de jos se joacă la categoria 2006. Acolo avem 12 echipe, două grupe de 6. Se joacă sistem 5+1, iar la Morăreni se joacă acea sistem 1+1 pe teren mai mare, 60x40. E un nivel bun, echipe bune, participă echipe din Bistrița, din Mediaș, din Reghin, noi cei din Gurghiu, Târgu Mureșu, sunt echipe foarte bune, echipe cu care noi ne luptăm în campionat. Primul meci a ieșit bine, am câștigat 2-0. Așteptăm să vedem următoarele meciuri. Noi jucăm cu categoria de vârstă 2007 la campionatul de 2006, adică la turneul de 2006. Copiii mei au jucat bine, am câștigat cu 2-1 cu Sporting Reghin și s-au mișcat bine. Am o echipă foarte bună la categoria de 2007. Da, să știți că sunt niște echipe foarte bine pregătite. Am văzut echipe din 2008 la Odorheiu Secuiesc, a jucat foarte bine, mi-a plăcut de ei, avea și Luceafărul Cluj echipe. Deci copiii la vârsta asta chiar sunt destul de bine pregătite. Antrenorii au vorbit și despre cât de important este ca micuții să fie motivați. Primii pași în cariera de fotbalist sunt extrem de importanți și trebuie să fie atenți și bine ghidați. E foarte important să începi bine. Eu chiar asta am vorbit înainte de meci cu ei, fiindcă am avut săptămâna trecută un turneu la Târgu Mureș în care nu prea ne-am descurcat și atunci a trebuit să lucrez foarte mult la moralul lor. Eu zic că da, copiii trebuie educați de mici în spirit de luptători. Cred că e foarte benefic acest lucru. Este foarte important un copil să înceapă de mic și fotbalul, ca și abecedarul, să învață și la fotbal tot la fel, primii pași. Să știe să preie o minge, să știe să dea o pasă bine cu exteriorul, cu interiorul, să știe să șuteze și de aici pleacă el mai departe, că la un eșalon mai superior, deja să învață altceva, tactică de joc, condiție fizică, aici abecedarul. Festivitățile de premiere ale tuturor celor trei categorii de vârstă sunt programate pentru duminică, 28 februarie, pe rând începând cu ora 15. Deci astăzi sunt jocurile în grupă, iar mâine semifinale, finale și respectiv jocurile pentru locuri. Și vrem a ține cu noi și sperăm că și jocurile vor fi pe măsură. Vrem un gol, vrem un gol, de la ce s-a vin picior! Hai, 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 hai,